Europa s-a aflat la un pas de un dezastru nuclear, a declarat președintele ucrainean Vladimir Zelenski în discursul său adresat Națiunii. Asta după ce ieri centrala atomică Zaporojie, ocupată de ruși, a fost deconectată temporar de la rețeaua electrică în urma unui incendiu provocat de bombardamentele din zonă. Ucraina și Rusia se acuză reciproc de aceste atacuri. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, afirmă că un accident radioactiv a fost de abia evitat după ce centrala nucleară de la Zaporojie a fost deconectată de la rețeaua de electricitate. În timpul deconectării, sistemele de siguranță au trecut pe alimentarea de rezervă. Din fericire, rețeaua a putut fi restabilită, iar centrala a fost conectată din nou. Zelensky a subliniat că era posibil însă și un alt scenariu, mult mai tragic, și că e timpul unor acțiuni rapide ale comunității internaționale pentru a se putea evita pericolul. Te Lumea trebuie să înțeleagă ce amenințare este aceasta. Dacă generatoarele diesel nu ar fi pornit, dacă automatizarea și angajații noștri nu ar fi reacționat după pana de curent, am fi fost forțați să facem față consecințelor unui accident nuclear. Rusia a pus Ucraina și pe toți europenii într o situație aflată la un pas de un dezastru radioactiv. Liderul de la Kiev a mai adăugat că zonele ocupate din sudul Ucrainei sunt deja într o stare de dezastru umanitar și a subliniat importanța ca rușii să se retragă de la Zaporojie. Oficialii ONU recunosc că acest nou incident de la centrala nucleară amintește încă o dată despre necesitatea unei misiuni urgente a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică la stația ocupată de ruși. Aceasta este încă o reamintire a faptului de ce e atât de important să aducem echipa tehnică a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică acolo cât mai curând posibil. Continuăm să lucrăm cu partenerii noștri din cadrul agenției care încearcă să administreze această criză. Știu că se duc discuții intense pe marginea problemei chiar și în aceste clipe, dar ei sunt cei care vor veni cu inițiativa și vor anunța când acea echipă va merge acolo. Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub controlul forțelor ruse și ținta a mai multor bombardamente, a fost ieri total deconectată de la rețea după deteriorarea liniilor de comunicație. Potrivit agenției nucleare ucrainene Energoatom, incendiile de pe teritoriul termocentralei Zaporojie au provocat de două ori deconectarea ultimei linii de comunicații care conectează centrala la rețeaua electrică. De asemenea, sunt în curs de desfășurare operațiuni pentru conectarea unui reactor la rețea. Ucraina și Rusia se acuză reciproc de atacuri asupra atomocentralei și zonelor din preajmă.